Info Science și îi spuneam doamne care se ocupă de aproape de acest eveniment care a început totul așa în forță, cu multă energie și am spus că cel care vorbește primul într-un eveniment dă cumva și nota ulterioară acestuia, în sensul în care dacă ești acolo criticos și poți să omorâi, cumva și următorii care vorbesc vor fi la fel. Așa că sunt deja mânat de energia pe care mi-a transmis acest montaj video. Și mai mult decât atât o să încep printr-o glumă, vreau să spun. Acesta a fost drumul lui Constantin. Vă mulțumesc pentru prezență. Și, mă rog, putem să mergem deja să luăm autografe de la Solin. Nu este cazul. V-am invitat aici pentru un dialog. În mod normal, în locul meu ar fi trebuit să fie altcineva. Pentru început ne-am gândit la Robert Șervan, este plecat din localitate. Apoi ne-am gândit la Marcel Torcea, care era indisponibil atunci când am discutat cu el. Și până la urmă și cu Mihai cu Sorin, dacă nu te-ai născut în 19 februarie și ești din județul Gorj și, mă rog, nu locuiești foarte departe de Popița, poate că ai putea tu să faci chestiunea asta, să moderezi această întâlnire. Și sper să fiu la înălțimea celor doi invitați de astăzi. Le mulțumesc amândurora. O să încep prin a-i prezenta cu, aș spune eu, cea mai importantă calitate a lor, mai ales atunci când sunt aici, în Universitatea din Timișoara, alma mater pentru fiecare dintre ei. Sorin este absolvent al specializării de jurnalism a UBT-ului în 1997. Am constatat acum că au fost oarecum și colegi de generație. Probabil că o să ne identificăm foarte multe cunoștințe din acea perioadă, din complexul studențesc. Deja menționa Student Fest-ul cu Dan Lazea, cu Sorin Predescu și cu alți colegi de generație. Totuși, aș mai spune câteva lucruri despre Sorin, înainte de a intra în subiectul nostru de astăzi, și anume că este fondatorul, sau mă rog, în zona aceasta antreprenoriatului cultural, am înființat o societate, Friends de publicitate, care apoi, mă rog, s-a dezvoltat foarte mult, fiind cunoscută în domeniu și în branșă, după care am mai fondat o fundație, Friends for Friends, și este director de creație și fondator al școalaadc.ro, în cadrul căreia, sau cu ajutorul căreia, sau, și mă rog, o combinație a tuturor acestor preocupări, o competiție foarte interesantă și înțeleg cumva lider în această zonă de scriere, de creație, de super scriere. O să, mă rog, poate mai aveți ori în ocazia să ne mai povestească. Acum despre Mihai, el este mai tânăr decât noi, sigur, acum fiecare cu defectele sale, sau mai degrabă noi cu defectele noastre legate de vârstă și, mă rog, multe se pot spune despre Mihai, îl cunosc deja de foarte multă vreme, iarăși sunt bucuros că nu mai este absolventul UVT, dar de ceva ani va deveni și colegul nostru la universitate, 6 ani deja. Acum au trecut cei 5 ani care te califică pentru tot felul de lucruri, de tot povestea noi, apropo de alte detalii. Așadar, este cadrul didactic la Facultatea de Arte și Design, galerist independent, studii doctorale în domeniul artelor vizuale. Aș mai spune câteva lucruri, și anume că între 2014 și 2021 a studiat la Universitatea Națională de Arte din București, din 2018 la noi, la UFT, cum spuneam. A fost și inițiator și coordonator al Galeriei Atelier 030202 din București, din 2009 până în prezent, co-curator al Galeriei Gem Nomad, a Muzeului de Arte din Timișoara, co-curator al proiectului Atelier de Tranziție, cu o serie de premii pe care le-a câștigat din partea Uniunilor Artiștilor Plastici și altor societăți profesionale. Mă opresc aici pentru că biografia sa este una cât se poate de lungă, cu o mulțime de realizări și haideți să intrăm atunci cumva direct în subiect. Și ce aș propune eu, desigur, Sorin este principalul personaj al zilei de astăzi, iar eu cu Mihai o să încercăm să mai implementăm această întâlnire și acest dialog cu întrebările unor personaje care au lecturat această carte. Recunosc că eu am parcurs-o în 3-4 zile, cumva parcă nu mi-am dorit nici o termin. Și la un moment dat l-am întrebat pe Sorin, oare
acele pasaje scrise cu litere italice chiar sunt jurnalul lui Constantin Brâncu, jurnalul său de călătorie, pentru că mi s-au părut atât de autentice cumva toate acele fraze, încât realmente am crezut că este la propriul jurnalul său. Haideți să începem de aici, Sorin. Și, desigur, cum ai gândit această carte? Ce ți-ai propus în momentul în care ai avut această idee? Și poate și un pic mai înapoi, de ce Constantin Brâncu? De ce nu un alt artist român sau un alt artist universal? Trei întrebări. Bună ziua, bine ați venit. Mă bucur că sunteți mai mulți decât credeam. Să încep cu altceva decât în cuvântul tale. Ce ați văzut este, pe scurt, călătoria. Și mai mândru decât de fotografii de călătorie în sine, să zicem așa, sunt de faptul că muzica originală, pe lângă carte și alte, să zic, lucruri legate de călătoria asta, am compus și un microalbum care se găsește pe site-ul ăsta drumulicostantin.ro. Și hai să revenim la ce m-ai întrebat. De ce Constantin Brâncu? Tot aici s-a întâmplat, deasupra, la etajul 1, în sala care dă exact pe ieșirea din universitate, respectiv pe intrare, nu mai știu cum se cheamă. Atunci, pe vremea aceea, că el se pare referit la asta, acolo era Senatul, era sala Senatului. Da, noi eu aveam sală de curs și, în mod special, pentru Tolcea și Foarță. La un seminar cu Foarță, a venit cu temele de an la o materie care se chema cultură românească în context european, parcă. Și în momentul ăla am avut o, să zic așa, unul din primele momente, hai să ne dau un nume complicat, un pic ciudat, legate de Brâncu. Momentul ăla, Foarță, pentru cine știe, e o persoană foarte atipică, și ca profesor e atipică, în sensul că i-a pus în față niște nume, Eliade, Brâncuș, Ionescu, Cioran, tot ce înseamnă cultura românească în context european și eu, de la un punct încolo, adică foarte curând, și mi-a zis așa, luați-vă un subiect de pe lista asta și scrieți o lucrare de an. Și atunci a fost acest moment de care vă spun, în sensul că eu l-am ochit cumva cu Brâncuș de la început, dar ceva îmi spunea să nu mă împart, să nu mă arunc, să nu știu ce. Și pe măsură ce lista se epuiza, nimeni nu-l lua pe Brâncuș. Și cumva a rămas cu el ca și un fel de tragere la sorți, așa. Ultimul iepuraș din pălărie. Eu, pe parcursul acestei selecții naturale, ca zic așa, organice, gândindu-mă că ar fi și foarte mișto, dar și puțin eram intimidat de Brâncuș. În sensul că la vremea respectivă, cel puțin, lecturile erau destul de dificile. În timp de anul 1994, probabil. Și așa am ajuns la Brâncuș. De atunci a rămas o preocupare, să zicem așa, fiindcă, într-un mod foarte paradoxal, deși Cervan era oarecum și prietenul nostru, știa ce citesc, îi spuneam tot timpul, uite, am mai găsit o carte, am mai xeroxat una, nu știu ce. Și el îmi zicea, îți dau 10, nu te mai agita. De asta m-am ambiționat și mai tare. Deci, cumva, permisivitatea lui Șerban m-a făcut să fiu exigent cu mine, însă că tot semestrul a lucrat la această... S-ar putea să fie, pe undeva, în arhive, o lucrare mai ambițioasă decât, să zicem așa, ce trebuie să scriu. Cred că avea peste 50 de pagini. Și, în fine, mai sunt lucruri legate de chestia, să mă opresc aici. Asta e una din întrebările tale. Dacă pot să mai formulez, să zic așa... Da, era apoi cum a venit această idee a parcursului, a drumului. Dincolo de faptul că, mă rog, parcurând și eu cartea, cumva îl văd ca un drum inițiatic, oarecum. Nu știu,
Ți-ai propus ceva, ceva decât pur și simplu, hai să văd cam unde ar fi putut să meargă. Și vorbeam și ieri un pic, care au fost, să zic, de ce ai ales, nu știu, o rută și nu alta? Da. Din nou, se întâmplă ceva tipic în ce înseamnă metoda mea de lucru, în sensul că de data asta știu exact când mi-a venit ideea asta. Deci pe 5 noiembrie 2021, mi-a picat fisa asta, eu gândindu-mă așa puțin la niște proiecte care nu prea ieșeau. Adică lucram la o serie de portrete despre COVID și despre tot felul de chestii de genul ăsta și m-am întrebat, oare de ce n-a ieșit așa din... cum ar fi trebuit să iasă? Și cumva răspunsul a fost că nu a fost o temă atât de intimă pentru mine. Și stând așa puțin, în pasul 2 am zis, trebuie să scriu ceva despre un lucru care mă pasionează dincolo de, să zicem, o preocupare de asta intelectuală. Răspunsul a fost automat plăcuș și după ce mi-am dat singur răspunsul ăsta, cred că în 3 minute mi-a picat și fisa asta. Că nimeni nu s-a preocupat de drumul... Adică, într-un fel, a rămas o anecdotă călătoria asta. Că a plecat pe toată lumea, foarte multă lume știe că a plecat pe jos din România către Paris, dar nimeni n-a mers mai departe de chestia asta să facă o biserică. Și de aici încolo a fost o chestie, să zic așa, mai mult de metodologie. Am luat destinațiile, sau să zic, localitățile importante despre care se știa cât de cât, le-am pus pe hartă și după aceea am granulat drumul ăsta în etape de 40-50 de kilometri, cât ar fi putut să meargă un om pe jos sau cu căruța, cum zice și Mihai. Și așa am ajuns la ideea asta. După care am stat aproape toată iarna pe ace, să nu... Deci așteptam să fie suficient de cald încât se pot pleca. O bună perioadă am fost furat sau sedus de ideea de a face drumul pe jos. Cred că până cu o lună înainte eram așa, mă tot montam singur, dar în fine, din diverse motive, inclusiv acela că eu aveam de lucru pe drumul ăsta și dacă ar fi făcut pe jos, ajungeam la München și trebuia să mă odihnesc 3 zile. Am hotărât să merg cu o mașină, dar totuși am încercat să emulez starea asta de, hai să zicem, de precaritate a unui călător de la 1903 care face drumul ăsta fix pentru că nu are bani. Și pe drumul ăsta am făcut tot felul de experimente, inclusiv, adică am dormit în mașină sau, în fine, lângă mașină de vreo două ori când era suficient de cald. Am încercat să păstrez lucrurile așa din puțin, să fac călătoria asta cu cât, nu știu, cât mai aproape de un mindset sau așa să am o atitudine umilă și să nu mă duc la primul restaurant sau la prima pensiune care mi iese în cale. Și atunci, na, între alte lucruri, pot să spun și că de câteva zile am mâncat pâine cu lapte, ca să văd ce înseamnă sărăcia asta și așa, deși, sigur, oricine poate să zică că situația mea era un pic sau foarte diferită de a lui Constantin, dar am făcut toate lucrurile astea pentru că într-un fel de la început am avut senzația că ar trebui să intru în personaj. Să nu fie doar un exercițiu de scriere, ci și un, să zicem așa, un minim exercițiu de a mă pune în locul lui, de a mă pune în ha-ha papucii lui, nu? Ca și călător. Cred că am zis despre. Da. Înainte de a-l invita pe Mihai, o să-l provoc cu o întrebare imediat, a făcut parte din acest scenariu, inclusiv în modul în care ți-ai, eu știu, barba, de exemplu. De ce spun asta? Pentru că zilele trecute, discutând cu un prieten care este aici în sală, îmi spunea că m-am uitat pe internet, l-am văzut pe Sorin în diverse podcast-uri și mai departe, dar ce n-am știut, când era cu barba, când era fără barba, când era un lucru, când avea altul, a făcut cumva și această chestiune de fizionomie și mai departe, a făcut parte din scenariul despre care... Nu, nici nu m-am gândit la asta. Ca fapt divers,
sală, știu că n-am avut niciodată bară. Și nici n-am plecat cu gândul să mă transform în brâncuș. Cumva chestia asta a fost pas cu pas. La întoarcere, prima parte a drumului a fost foarte dificilă. Adică au fost, cred că, două săptămâni în care n-am văzut soarele. Pentru fotografii n-a fost prea bine. Dar pe drumul de întoarcere deja era destul de cald. Am plecat pe 24 martie anul trecut. Deci suntem cumva așa, analogi cu exact. Da, exact. Și prin Elveția deja nu mai înțelegeam, că vreau să mă tund, transpiram, nu eram obișnuit cu chestia asta și am zis, hai să nu mă tund în Elveția, că ăștia pentru orice ți iau 80 de euro. Și să aștept până în Germania. Și în perioada asta scurtă, din Elveția până în Germania, pe câteva zile, mi-am dat seama că, de fapt, ar trebui să fac și asta dacă vreau să intru un personaj. Laurențiu, ca actor, mă înțelege, cred că cel mai bine de aici. Și am zis, hai să țin barba asta până la primul draft. Eu nu am avut ideea asta de a mă transforma în brâncuș. Am avut o, zic așa, am avut o rigoare pentru mine. Deci mi-am pus un fel de filtru din ăsta. Am zis, o să-mi fie greu, dar cu cât o să-mi fie mai greu, cu atât o să fiu mai mulțumit de demersul meu. Și după aceea s-a întâmplat ceva, cumva oamenii din jurul meu mi-au zis, mai păstrează barba, inclusiv copilul de 5 ani s-a îndrăgostit de barbă. Și cumva e un pic invers decât pare, asta vreau să zic. Pare că eu mi-am lăsat barbă ca să fiu brâncuș, dar de fapt, într-un fel, personajul ăsta it took over, nu știu cum să zic pe românește, adică și astea în condițiile în care eu am vrut să scriu cartea cu pseudonim, by the way, pentru că am vrut să spun povestea lui, nu a mea, dar mi-am dat seama din lipsa unor, să zicem, lucruri pe care le-am urmărit și care n-au ieșit, că va trebui să fiu și eu o carte asta. Și atunci nu mai avea sens să mă mai disociez. Și am mers înainte așa și Humanitas s-a refuzat ideea asta de pseudonim, au vrut persoană reală cu buletin. Și într-un fel am ajuns aici unde, asta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun, încerc să mă îndepărtez ca persoană fizică de chestia asta și să fiu într-un fel purtător de cuvânt al lui Constantin Brâncuș, care consider că n-a fost tratat chiar extraordinar de către mai cu seamă de români la vremea respectivă. Și atunci cam asta este demersul meu. Te las pe tine, se poate fi niște Mihai să dau da, ceva. L-aș întreba pe Mihai, dar Mihai, hai să împărțim cumva, să partajăm rolul acesta de a pune întrebările. Dar înainte însă de asta am făcut o curiozitate. Deci asta te întreb în calitate de artist. Sunt și genul acesta de momente din viața unui artist, cum ar fi acest drum care n-a fost de 3 zile, a fost un drum lung. Sunt și aceste elemente care pot, într-un fel sau altul, să influențeze modul în care gândește partea de creație, sau care sunt, eu știu. Și asta, deci, am avut ocazia, vizitând Universitatea Națională de Arte din București, în biroul rectorului de la această universitate, să văd foaia matriculă, mă rog, a lui Constantin Brâncuș. Da, și este și ecoșeul. Și ecoșeul la facultate și la facultate de medicină. De fapt, mai sunt trei exemplare. Adică, la medicină în București, la Iași, la medicină. La Craiova, aici la expoziție, a fost cel de la liceul Carlo, dacă nu mă înșel. Da. Mai sunt câteva copii după ecoșeul pe care l-am scăpat. Da, e rău. Păi, aș începe și eu cu o mică prefață. Întâlnirea mea cu, și o să răspund imediat și întrebări pe care mi-ai pus-o, întâlnirea mea cu Brâncuș s-a întâmplat tot în Timișoara, chiar dacă am făcut un liceu de artă la Sibiu, probabil că la vârsta aia nici nu aveam cum să înțeleg
ceea ce înseamnă Brâncuș, eu cred că cu cât aprofundez mai mult sau cu cât te apropii mai mult de el, e tot mai complicat, în sensul analitic în care vrei să înțelegi cu adevărat monumentalitatea și modernitatea și universalitatea operei lui. Și spun asta că m-am întâlnit pe la Timișoara, pentru că îmi aduc aminte în anul 3 sau 4 de facultate, cred că în 2003-2004, datorită profesorului meu de istorie a artelor, Cristian Robert Velescu, care pe vremea aceea preda aici, el fiind un cercetător destul de atent în Constantin Brâncuș, în avangarda românească, Victor Braun, mă rog, în special și Constantin Brâncuș, a ținut să fie mai atent la cursuri și să ne predea mai mult despre el. Și cumva asta a fost prima întâlnire cu adevărat, nu cea din care te uiți într-o carte sau te coloana infinitului, care nu-i așa, seamănă cu crucile din cimitirele din Oltenia. Sunt și astea niște lucruri pe care dacă noi le spunem la prima, așa, când ai o citire la prima, sigur că te duci foarte ușor, te poți să derapezi. Ori, desigur că noi influențele le putem lua ca artiști din toate locurile, din toate lumile. Acest zigzag, așa, sau aceste romburi, nu le-am inventat nici noi românii, sunt în multe culturi, adică aici am făcut o mică paranteză. Deci, cumva, faptul că domnul Velescu scria pe vremea aceea niște cărți despre Constantin Brâncuș, colabora în legătură directă și cu doamna Leni, care a făcut chiar o carte spectaculoasă pentru vremea aceea, la chiar la legătura cu Humanitas, cea în care doamna Leni, pentru că a avut acces la arhiva de scrisori și de însemnare de la Constantin Brâncuș la Centrul Pompidou, au putut să facă niște conexiuni, să zicem, mai probabile față de cele în care ne-am obișnuit să citim astăzi pe internet, sau multe, multe, trebuie să știți, fac o altă paranteză, s-au scris mii de cărți despre Constantin Brâncuș și majoritatea sunt mai mult ficțiune, dacă am putea să le spunem așa, pentru că el în jurul lui și-a creat foarte multe mitologii. Și acum, ca să ne întoarcem astăzi la invitatul nostru, la Sorin, și la cartea lui extraordinar de curajoasă, prima dată când am citit, tot m-am și speriat. Sunt să vă recunosc, pentru că obișnuit cu... Pentru că nu-l cunoșteam. Și asta este. Și în primul rând m-am gândit, sper să nu fie o carte despre cum chiar cineva se descalță și merge pe jos până în Paris ca să bată recordul pe care nici măcar Constantin Brâncuș nu l-a făcut. Deci, am sperat și chiar am avut dreptate. Nu este o carte despre așa ceva, este o carte extrem de bine documentată. Sigur că multe, multe lucruri le știam și eu citind și având în jurul meu oameni care și-au dedicat viața lui Constantin Brâncuș. Și pentru cine vreau sinteza celor mai importante lucruri despre Constantin Brâncuș, le găsiți și aici, nu neapărat despre drumul lui, pentru că cartea asta, din punctul meu de vedere, tratează mai multe planuri. Este planul acesta pe care, cum spunea și Sorin, și l-a asumat, așa că ca un fel de transcendere a lui, intrare în personaj, pe care l-a făcut, zic eu, cu brio, și pentru asta trebuie să ai, în special, o minte deschisă și să ai ceva acolo de artist, pentru că altfel poți să cazi ușor în derizoriu. Mai este partea, cum am spus, documentară foarte bună, în care atinge inclusiv nu perioada în care, iar fac o paranteză, a devenit Brâncuș după ce a ajuns în Franța și după ce a spălat puțin prin restaurante și a trecut foarte puțin pe la Rodin. Și el, sigur, a avut o școală de academică în București. Dar primele lucrări cu care noi recunoaștem astăzi pe Brâncuș, deci nu cele academiste, sunt făcute în Franța. Acolo a început el să fie Brâncuș. Și asta este un aspect care contează destul de mult. Iar Sorin știe să intercaleze planurile astea, încât atunci când în acest drum ne mai spune puțin și despre o lucrare pe care o să lasă povestească mai mult. Cred că în Domnișoara X, un scandal care ce a însemnat, și aici fac așa o trimitere scurtă spre ambiguitatea operei lui Brâncuș, pentru că el a cucerit și prin treaba asta, adică odată prin topirea spre esență, dar și ambiguitatea asta a formei în care te putea trimite spre multe zone. Cumva, într-un sens bun al
al cuvântului ambigu, aș putea să spun că și cartea lui Sorin este ambiguă din planul ăsta, că este o împletitură de, cum am spus eu, de planuri. Iar un alt plan foarte, foarte interesant pe care l-a sesizat și Mădălin, este cel al jurnalului lui Brâncuș, care nu e al jurnalului lui Brâncuș, al jurnalului lui Brâncuș Sorin, care era implicat în, fiind în acest drum și a urmărit foarte interesant și a presupus în cele mai multe din textele lui, că acolo pe unde a trecut ar fi putut să muncească ca pietrar, ca, nu știu, cioplitor în lemn, pentru că cam la asta se pricepea. Și da, țin să recunosc că i-am urmărit și câteva interviuri, ca să fiu mai la subiect. Poate că nu i-a ieșit ceea ce a căutat la început, dar poate că e și mai interesant că nu ți-a ieșit faptul că ai descoperit toată lucrarea în drumul lui, că asta a fost cumva căutarea ta, să ajungi la un moment dat, nu știu, în München sau în Viena și să spui, măi, asta seamănă cu Brâncuș, un Brâncuș pe care nu era Brâncuș, era Brâncuș în drumul lui, în devenirea lui. Și acum să mă apropie puțin spre întrebarea ta, Mădălin. Da, un drum ca acesta, sau ca oricare drum, un drum spre un țel, mă refer la cel artiști, evident că te schimbă și evident că te maturizează și evident că, așa cum foarte bine e scris în această carte, cu siguranță Brâncuș, dincolo de orașele pe care le-a traversat și în care puteți afla și lucruri interesante despre cultura fiecărui oraș, cu mici legături, asta mai bine le citiți dumneavoastră, cu siguranță l-am vizitat și muzeul. Nu a stat doar să, nu știu, mănânce pâine bună sau să vadă obiceiurile locului. Deci, cu siguranță a văzut muzeul de istorie cu cea mai mare colecție, asta din Viena, mi se pare, de artă egipteană și alte muzee care au adunat în bagajul lui acolo atât de multe informații, încât atunci când a ajuns în Paris și a putut să-și închirieze primul atelier, asta la câțiva ani, cred că în 1907 sau nu știu, cam așa, să poată să facă și primele lucrări prin care el se desprindea, practic, de academism, se desprindea puțin și de ce a învățat în atelierul lui Rodin, adică de modelaj, de partea pe care o stăpânea foarte bine, și să meargă spre o tehnică pe care o știm destul de bine astăzi, numită cioplirea directă, nu? Sau finisarea directă a lui Brâncuș. Pentru că, așa cum a menționat-o și în multe însemnări, așa cumva, el simțea că materialitatea pietrei sau a lemnului îți poate dicta înainte, dacă te apropii bine de material, îți poate dicta forma. Și cumva aici, cred că și Sorin a înțeles, pornind de la aceste rânduri, că e foarte important că atunci când vrei să începi un drum ca lui Constantin Brâncuș, să înțelegi și natura, să te întorci la un drum aproape inițiatic, pe care, cred că, chiar dacă el nu... O să aflăm mai târziu în carte, de la asta să vin să povestească de preocupările lui, de ce a citit și cum a ajuns el să se pare interesantă și zona asta. Și închide ce paranteza ca să nu dezvăluie chiar tot din carte. Sorin, pe parcursul acestui jurnal ai făcut limitele la mai multe dintre lucrările lui Constantin Brâncuș. Unele poate pot descrie mai sumară, altele mai detaliată, dar nu e un număr nici infinit, nu e nici unul foarte redus. Le-ai avut cumva în minte ceva de genul, uite, astea sunt lucrările vis-a-vis de care eu va trebui să găsesc niște repere în toată această călătorie, sau a fost invers? Adică, pur și simplu, căutând anumite lucruri, le-ai asociat, eu știu, cu lucrarea aceasta sau cu alta? Da, varianta B. Varianta B. Nu mi-am făcut niciun plan, să zic, de a vorbi în mod special de ceva, în afară de... și e un plan efectiv de uluire asta că românii nu au fost în stare să cumpere cumințenia, care este, apropo de context,
Dacă este un an foarte important în cariera lui Constantin Brâncuș, el e 1907. În 1907 el apare cu două chestii. În 1906 expune, acolo vede prima dată Rodin, duce cu roaba, așa. Dar în 1907 apare cu două lucruri net diferite față de orice înseamnă sculptura academică sau așa. Una dintre ele fi cu mințenia. Cealaltă este rugăciunea, ați văzut-o în expoziție cel lângă Gorșeu. Și nu doar că n-am fost în stare să cumpărăm, deci că trebuia să strângem vreo 3-4 milioane, înțeleg, că și guvernul Cioloș dădea niște bani. Deci nu doar că n-am fost capabili să cumpărăm o sculptură de-a lui Brâncuș, dar nu am fost în stare să cumpărăm o bornă cu adevărat importantă din arta modernă. Pentru că rugăciunea și cumințenia împreună, practic, semnează, să zicem așa, debutul, cel puțin în formă, deci în sculptură, debutul la ceea ce se numește modernitate. Și da, asta a fost o chestie cu care am plecat în cap, pe drum. Dar uite că, în afară de a identifica într-un fel în niște exponate la Viena, în colecția egipteană, vorbesc de cumințenie, deci există acolo niște, să zicem, niște personaje în aceeași postură, cumva tăiate în piatră, într-un mod similar, așa, nu am plecat cu gândul să descoper anumite chestii. Știam că, de exemplu, la Viena se află Negresa blondă și până și chestia asta se adaugă lungului șir de nerealizări, să zicem așa, versus planul meu inițial, în sensul că am fost la două muzee, amândouă au Negresa blondă cu număr de inventar, deci cauți pe site-ul lor și găsești... Și expuse? Și nu mai că nu sunt expuse, dar nu știe nimeni unde sunt. Acum, sigur, dacă mă duceam la conducerea muzeului, probabil că găseam ori într-un depozit, ori împrumutată undeva, ori nu știu ce, dar mi s-a părut foarte... Adică parte din chestia asta neclară, pentru că unul cel mai grele chestii de făcut după 120 de ani, într-o anchetă din asta, într-o investigație din asta, este să stabilești, hai să zicem așa, convenția adevărului în foarte multe informații disparate. Și deci inclusiv asta l-am găsit pe Negresa blondă, deci adică, într-un fel e răspuns la ce spui tu. Ce mi-am propus dinainte n-am găsit, dar am găsit alte linguri și alte modalități de a spune povestea asta chiar și așa fără niște descoperiri. Eu, pentru că trebuie spus, eu am plecat la drum, asta Mihai știe și de asta dar poate trebuie spus explicit, eu am plecat la drum cu așa o credință din asta foarte, unii ar zice realistă, alții ar zice, să zicem, prea naivă, că n-are cum să nu găsesc eu pe drumul ăsta, într-o lună și jumătate cât îmi pusesem în calendar să bat cimitirele și muzeele și... Așa, n-am cum să nu găsesc măcar o piatră de mormânt undeva care, să zicem, are niște trăsături care să măcar să o califice ca, să zicem, potențial artefact lăsat de Brâncuș și Burma. Și nu mi-a ieșit chestia asta, dar mai am niște planuri în sensul ăsta, deci s-ar putea să fie doar prima carte. Dar revenind, nu mi-am făcut un plan din asta. Pe măsură ce cartea s-a scris într-un fel sau altul, că am scris-o și pe drum și înainte de a pleca, o bună parte de jurnale scrisă înainte de plecare. Pentru că asta a fost cea mai dificilă sarcină, de fapt. Apropo de ceva concret despre cartea asta, m-a întrebat cineva odată, ce aduci nou cu cartea asta? Zic, mă, nu știu ce aduc nou, pentru că informațiile, să zic așa, nu le-am inventat, am luat care de acolo. În primul rând, o sinteză pe multă factură. Dar cred că ceea ce este net diferit este că am încercat imposibilul să recompun mintea unui om ca Brâncuș la 28 de ani. Dificultatea jurnalului asta a fost, de fapt. Am vrut să fie de la început un schelet al cărții. Adică, din loc în loc,
mi-am zis, o să scriu ca și cum el s-ar fi oprit și a observat niște lucruri și mai vorba a scris o pagină de jurnal. E, asta e foarte greu, pentru că trebuie recompus acest personaj din ce știi dinainte, copilăria lui și, să zic așa, date din școală și așa mai departe, dar și din ulterior lucruri pe care, istoria le consemnează, cum ar fi ideea asta a aforismelor lui Jean Puș. Adică, și poate aici, să zic așa, am reușit să scriu niște lucruri care convinc prin asta, prin capacitatea lor de a face niște sinteze de tipul ăsta, aforistic. Sunt multe de apropo de aforisme. Am mai folosit și eu în timp câteva, chiar au foarte mare substanță. Foarte multă vreme am folosit de exemplu și mi-a rămas întipărit în minte și dau adesea exemplu acesta, chestiunea cu lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în situația de a le face. Și chiar este, nu știu, de o profunzime extraordinară. Până la urmă, atunci când îți dorești ceva, chiar nimic nu este imposibil. Trebuie doar să te setezi și să te pui. Dar apoi am mai descoperit unul care îmi place foarte mult. Simplitatea este partea complexă a lucrurilor complicate. Iarăși, dacă stai și te gândești la opera lui Constantin Bălăbuș și vezi cât de mult a împins spre chestiuni care să fie cât mai spre care să fie cât mai cumva simple, dar care să transmită un răspuns cât se poate de complex, pot să fie așezate. Și aici vă provoc pe amândoi la o discuție legată de o lucrare care pe mine m-a impresionat în jurnal și tu ai prins-o într-un mod foarte interesant, e vorba de Leda. Și da, v-aș ruga pe amândoi dacă ați putea să expuneți un... Mă rog, nu cred că e cazul să facem acum un expus așa în istoria altelor și să arătăm o dată, că lucrurile astea se găsesc în alte cărți mult mai didactice sau mult mai într-o zonă de cercetare. Dar, într-adevăr, Leda, pentru Constantin Brâncuș, a însemnat una dintre câte lucrurile cele mai importante și pentru faptul că au așezat întotdeauna în mijlocul atelierului și dădea un fel de însemnătate. Și așa, printre altele, aș putea să spun că șlefuirea ei și reducerea ei la o formă extrem de simplă, nu-i un cuvânt neapărat potrivit, la o esență, aș putea să spun, prin șlefuirea asta și prin oblivirea asta, el, de fapt, punându-o în mijlocul atelierului, și ce am avut o discuție aseară și cu Sorin și apare și în carte, deci e o problemă pe care o putem discuta mai încolo și la aspect să o deschidă. Constantin Brâncuș și-a închipuit din Leda pe un soclu cimetric care se învârte, cumva să privești din să fie 360 de grade. Asta și pentru că în ea se puteau reflecta în momentul acela chiar toate lucrările, să preia lucrările din tot atelierul. Și mai fac o paranteză, în momentul în care el a ajuns să-și fotografieze lucrările, a fost momentul în care nu mai era mulțumit de Man Ray, care era un mare fotograf, dar care avea o altă optică asupra lucrărilor, cea de fotograf. Brâncuș a spus, pe mine nu mă interesează să-mi fotografiezi, cred că, mă rog, asta cred în mine, cred că a spus să-i mă dau înțeleg greșit, dar asta era explicația pe care l-a dat-o, că îl interesa nu cum cade lumina pe lucrare, cum orice fotograf bun ar fi făcut, și a făcut pe și Marei, ci cum izvorește lumina din lucrare. Adică l-a așteptat momentul potrivit, când lumina zenit cădea cumva pe lucrare și atunci reflexia aceea în care lumina izvora din lucrare. Și aici m-aș mai întoarce puțin la partea cinetică a lucrării care, mă rog, Muzeul de Artă Modernă nu a mai respectat atunci când a preluat muzeul și apare și aici o poveste pe care bine a dezbătut-o Sorin.
au lăsat-o acolo fără motoraș, pe vremea aceea cred că au fost chiar mai bucuroși că nu, că nu i-a funcționat motorașul, dar eu când am citit, știam cumva de întâmplare, m-am bucurat că am regăsit-o și aici în documentația lui Sorin. M-a trimis puțin cu gândul și de ce oare, de ce dincolo de idealul Bibuș, care era foarte bună, am făcut o paralelă cu ceea ce făceau futuriștii pe vremea aceea. Că ei cumva vreau să, nu pentru mult, nu v-aș considera futuriști de vremea, cum să mă înțelegeți greșit, dar el pentru că se întâlnea cu tot ce înseamnă avantgarda și avea în jurul lor, unele lucruri cumva tind să cred că le-a mai prins și din, pentru că era un artist deștept și ceea ce era bun pentru opera lui, cumva putea să aducă. Și partea asta cinetică, de fapt, era invenția futuriștilor, care ei vreau să spună pentru prima dată să arate că o lucrare e în mișcare, e dinamică. Și au făcut atât, sunt câteva lucrări care se roteau și probabil, zic eu acum, e doar o simplă idee de-a mea, că ar fi putut să o facă cinetică și pentru că a văzut că se poate crea ceva cinetic. Ideea asta, ceea ce aducea un plus, un plus operei Leda. Și tot văzând de curând și expoziția de la Centre Pompidou, de la Paris, care tocmai s-a deschis și am văzut din nou, de data aceasta, că l-am liniștit pe Sorin, că cumva și-a spălat păcatele, au pus-o pe un fel de masă rotativă, cumva să au expus exact așa cum trebuia să fie expusă în atelier, întotdeauna, această LEDA, învârtindu-se. Într-adevăr, cumva îi schimbă total optica și cred că de asta de multe ori lucrările, dacă artistul le lasă cu însemnări clare cum ar trebui ele să fie prezentate, cred că e important să rămână așa și nu cum se poate sau cum se întâmplă. Și ce las pe Sorin și l-aș provoca să ne spună puțin despre reamenajările acestui atelier care, dacă a fost la Paris, în fața Centrului Pompidou, până de curând a existat, cred că a treia sau a patra variantă, nu? A patra variantă a atelierului lui Constantin Brâncu și am înțeles că va mai apărea încă o variantă, probabil pentru muzeul de data asta. După cum spuneam, scopul meu este efectiv să încerc să restabilesc un pic adevărul istoric, să fiu un purtător de cuvânt, pentru că pe Brâncuș nu cred că l-au dezamăgit doar românii, l-au dezamăgit și francezii într-un fel. Fiindcă ceea ce spune Mihai acum, eu spun negru pe alb în carte și cred că sunt primul care o spune. Leda este o sculptură cinetică. În ultima parte a vieții lui, Brâncuș n-a mai sculptat. Și aici există un anacolut. Unii spun că Foca e ultima lucrare datată oarecum aproximativ 1945, alții spun că Țestoasa zburătoare, care e datată 1942. Cert e că după 1945, deci el a murit în 1957, pe 16 februarie și a fost îngropat pe 19, apropo de ce discutam anterior, el a încercat să predea atelierul, fiindcă asta de fapt devenise lucrarea lui. În ultimii ani, el asta a făcut. A tot aranjat atelierul ăsta într-o idee de instalație. Adică sunt martori care spun că era esențial pentru el spațiul dintre lucrări, în felul în care le grupase, ce se reflectă într-o anumită instanță sau alta și mai mult decât atât, de fiecare dată când prezenta atelierul cuiva, l-a opusă de pe LEDA și pornea un mic motoraș și LEDA se învârtea așa pe acel platou de oțel șlefuit și, de fapt, ce vreau să spun, că e multă vorbărie, dar o să spun și foarte clar, este că el și-a dorit că acest atelier să fie preluat și expus integral și 100% așa cum el l-a văzut. Deci, inclusiv LEDA ar fi trebuit să fie preluată de ceea ce era la vremea respectivă Muzeul Național de Artă Contemporană din Paris,
în mișcare. Numai că adjunctul, eu scriu despre asta în carte mai mult, dar o să puteți să citiți, adjunctul acelui domn care a fost și executor testamentar, deci șeful Muzeului de Artă Modernă a fost executorul testamentar al lui Dâncuș, unul dintre cei patru. Dar adjunctul spune într-un interviu, cumva așa, pătruns de o aroganță noastră franțuzească, că lui nu i-a plăcut niciodată de Brâncuș și se bucură că n-a reușit Brâncuș să-i predea atelierul chiar așa cum vrea. Și de exemplu Ledei, Brâncuș venea cu un electrician după el și tot încerca să arate, uite, se poate învârti, uite, așa. Și după o oră, vă dați seama, 1950, Brâncuș s-a născut la 1876, când nu era curent, pe scurt, așa, în lume. Deci cunoștințele lui în domeniul ăsta și ale meșterilor pe care probabil erau spre nule. Și omul ăsta se bucură într-un fel în interviu ăla că Brâncuș n-a reușit. Deci declară ridicole, mai textual, declară ridicole eforturile lui Brâncuș de a expune Leda pe acel platou în mișcare. Și cumva reiese din interviu cu Bernardo Rival, dacă vă interesează cu acestea numele, explică cum, așa cu ușurare, într-un final, s-a renunțat la chestia asta ridicolă ca Leda să... Dar pentru noi, în ziua de astăzi, trebuie înțeles că vedem doar un grad din cele 360 pe care ar trebui să le vedem dacă ne uităm la Leda. Pentru că Leda este transformarea lui Zeus. E un nou sărut, dacă o luăm altfel. Este o scenă de contopire într-o iubire care, dacă ne facem la Rodin, până la urmă, e un nou motivul. Ai motivul lui, Și din punctul ăsta de vedere, eu chiar insist să spun cât se poate de explicit, că dacă vrem să facem o restaurație sau să dăm dreptate lui Brâncuș, sau să facem dreptate după atâția ani a lui Brâncuș, trebuie să facem nu doar, să zic, lucruri care mai țin de noi, cum ar fi ca eroi la Târgu Jiu. Asta e, iată, poveste în care i s-a promis lui Brâncuș ceva și nu s-a ținut autoritatea de cuvânt, dar și la atelierul Brâncuș e de făcut ceva. E de fapt, de restabilit această latură cinetică a Ledei. Pentru că noi vedem doar o instanță. Vedem o fotografie din cele, hai să zicem, 360 de grade. Și eu, așa cum spuneam și ieri, ne-am propus cumva să putem așa un dialog undeva la Provoză, după care, desigur, să stăm un pic de vorbă și să preluăm și întrebări din partea celor care au dorit să fie astăzi alături de tine. Și cred că este momentul să facem... Te rog, Mihai. Dacă se poate că tot, ca să-i facem și mai curioși pe invitația și de astăzi și să cumpere cartea pentru și rețea și autografia, cum am și spus la începutul intervenției mele, mi-a plăcut foarte mult transpunerea asta a jurnalului de Sorin și cred că printre primele pagini care a început el jurnalul, să îmi permit să vă citesc doar un paragraf ce mi-a plăcut mie, care cumva e ca și când le-a fi spus Brâncuș și ce am simțit despre arte. Și spun așa, că realitatea care contează pare a fi dincolo de aparențe, iar artistul trebuie să te ia de mână și să te ducă până dincolo de limitele percepției și ale vieții exterioare, al căror scop legitim este acela de a percepe specia, ceea ce mereu va împinge omul spre conformism și imitație. Numai prin ceea ce se vede, se vede ceea ce nu se vede. Asta ultimul mi-a plăcut, cred că cel mai mult. Și vreau să-l felicit pentru ambiguitatea creativă gândit și am plătit. Am uitat să spun că bucata este și un fel de album fotografic. Adică ce ați văzut aici în prezentarea videoului, majoritatea dintre fotografii sunt de regăsit și aici, de pe drumul lui Constantin, drumul lui Sorin, poate fi în același timp, poate fi și drumul nostru la celor care citim această carte
Și o să vă las pe dumneavoastră să puneți câteva întrebări. Am și eu o întrebare pe prezentare, dar o las la final. Pe drumul ăsta pe care l-am spus pe drumul Mâncuși. Sunt multe interesante. Unul dintre cele mai interesante este ultimul salut. Sunt trei săruturi. Sunt sigur că știți metoda lui de lucru așa pe ansamblu, era de a crea niște serii, niște teme fundamentale, pentru că nu are multe teme. Deci are vreo 7-8, unii zic că 9 teme. Are maximum 300 și nu știu câte de sculpturi, 352 mi se pare, pe care cu certitudine știm. Pe de altă parte, istoria ne poate face multe surprize, fiindcă Brâncuș a fost un personaj foarte extrem din punctul ăsta de vedere al vânzării. El n-a avut galerist, n-a avut reprezentant din ăsta de business, n-a avut... și foarte multe sculpturi le-a vândut direct unor oameni care veneau în atelierul lui. Deci istoria ne poate duce acolo unde vom putea descoperi, poate peste ani și ani, că lucrările lui sunt mult mai multe, că nu sunt toate clasificate. Ultima pasăre, unii zic că a făcut 29 de păsări, alții spun că a făcut peste 30, deci măcar asta nu se știe. Seria lui cea mai lungă este de păsări în văzduh. Eu am citit o chestie foarte interesantă care la Carola Gideon Tempel, e prima carte despre Brâncuși imediat după moartea lui, e datată 58. Și ea spune că, de fapt, Brâncuși s-a oprit din seria asta păsărilor după ce a făcut două păsări din marmură neagră de Belgia. Prima i-a ieșit frumos și stilul lui și iarăși metoda lui de lucru era ca mereu să ducă aceste consecințe ale simplificării și mai departe. Și adică păsările, dacă plecăm de la prima pasăre și ajungem la, să zicem, la 30-a, vedem că forma evoluează foarte mult și aproape că la sfârșit pasărea ajunge să stea pe câțiva centimetri de o formă aproape instabilă. Revenind la asta cu marmura neagră de Belgia, Carola Gideon Verde, care l-a cunoscut foarte bine pe Brâncuși, spune că el a abandonat această temă după ce a încercat să facă două păsări dintr-un bloc de piatră de marmură neagră de Belgia și ultima s-a crăpat. Adică s-a crăpat la șlefuire. Deci încercând să scoată și mai mult din forma aia, și mai mult, ultima s-a crăpat, iar el a zis s-a terminat și cu păsări. Am ajuns la capătul acestei idei. Interesant este unde este singura pasăre din marmură neagră de Belgia. Ea se pare că este la acest maharaja care a vrut să facă templul iubirii. Exact de aici am vrut să, da. Da. Și ea ar fi fost una dintre cele două exponate. El de asta cumva a făcut și mai multe păsări, că multe dintre păsări trebuia să fie în templul acestui maharaja. Deci erau pregătite pentru acest templu care a fost... Nu, mai le-a și cumpărat, sunt două. Da. Dar cumva trebuia să fie mai multe din câte știu un templu. Templu fiind o formă ovoidală pe care Brâncuși o tot accesa, evident, cam toate capetele astea sunt și toate sunt niște forme ovoidale. Și era interesant că era doar jumătate din ea, era ieșită din pământ, templul era în interior și trebuia să intri pe sub pământ, să ajungi în mijlocul acestui ou, care printr-o lumină, prin mijlocul acestui ou, intra o lumină pe păsă, la fel așa cum spuneam, de la lumina aceea zenit, care trebuia să atingă lucrarea și din lucrarea să-i curească lumina. Și până la urmă, nu știu de ce nu s-au înțeles, nu s-a mai făcut acest templu. S-a încercat o reeditare, dar nu doar trimitere spre Brâncuși, că nu cred că cineva își permite să se reconstruiască templul ăsta. Dorin Ștefan a făcut-o lângă Muzeul de Artă din Craiova. Este acest jumătate ou de sticlă, care tot așa se accesează prin subsol și cumva acolo trebuie să fie expuse niște păsări. Deci asta e primitarea de acel templu care nu a fost niciodată finalizat. Cumva iarăși aici sunt niște paralele între prietenia lui Dușan, care avea Marele Geam, care era niciodată finalizat și sunt multe lucruri. Apropo că
spunea Sorin că nu a avut niciun galerist, sigur că nu a avut niciun galerist, dar a avut un om care l-a vândut și l-a promovat și acesta a fost Marcel Duchamp. Fără prietenia lor, el nu ajungea nici în America și nici în alte locuri în care, mă rog, astăzi contează și... Mai e o poveste despre Păstăr și Duchamp, se pare că atunci când s-au întâlnit... E real. În 1960... La salonul de eventică, nu? Da, s-au dus la o chestie de asta unde se expunea tehnica aviatică la început. Și Duchamp i-ar fi spus, deci automat a tras atenția lui Brâncuș, care avea atribuit într-o zonă respectivă, a găsit o formă perfectă. Tu poți să faci așa ceva și cumva zborul de acolo începe. Dintr-o elice de avion. Da. Dar întorcându-mă la ce m-a întrebat domnul, de departe, cred că pe tot drumul ăsta au fost lucrările lui Brâncuș, adică atelierul de la Paris. Și poate, așa cu titlul de chestie interesantă, este al treilea salon de care mă povesteam, care actualmente... Deci, el este comandat de un român, îmi scap acum numele, avocat, din cauza căreia s-a sinucis o rusoaică, Tatiana... Și astăzi, dacă este acoperit. Da. Și acest doctor care știa personal pe Brâncuș a comandat o piatră tombală la vremea respectivă pentru Tatiana. Și Brâncuș a venit cu al treilea sărut. Iarăși, dacă ne uităm la săruturi, ăla de Craiova, de la Craiova nu sunt ființele în integralitate. Ăsta ultimul, al treilea, de fapt, e ceva foarte înalt. Și vedem ambele personaje cum se întrebătrund până la picioare. Deci este poate cea mai, să zicem așa, elaborată formă dintre săruturi. Deci și sărutul ăsta se află, pe filmul ăsta s-ar putea vedea dacă facem un stil, sărutul ăsta se află în continuare acolo. Este cel mai securizat loc din cimitirul Montmartre. Deci mult mai păzit decât orice altă chestie. Sunt camere din toate unghiurile, sunt semne, atenție, nu știu de care, la nu știu ce. Și din cauza unui scandal dintre moștenitori, deci dintre familia, sau ce a rămas din familia acestei tinere rusoaice, la vremea respectivă, și statul francez, se pare că rușii vor să ia lucrarea de acolo, statul francez nu permite lucrul ăsta, și nimeni nu poate să-mi spună cum a ajuns ea să fie așa. Deci astăzi, dacă mergem la cimitir, vedem de fapt o colivie de lemn prin care este o găurică, așa, poți să vezi că în continuare piatra e acolo, deci n-a furat-o nimeni, dar nu mai putem vedea să lucrul ăsta. Deci e aici undeva. Da. O să vă arăt dacă chiar... Da, din păcate, povestea durează deja de câțiva ani și din punct de vedere al, să zic eu, siguranței acestei lucrări, faptul că au pus o cutie de lemn care o să țină mumezială, nu știu cum rezistă ea în timp. Adică un restaurator ar spune din stat că e prostie să pui cutie... Cam așa arată, nu știu dacă o vedeți. Deci este efectiv ca o colivie de vrăbiuțe așa, înăuntru este sărutul, nu poate vedea nimeni, adică toată lumea pierde. Nici cei care trec să-l vadă nu mai văd, nici familia nu poate să-l ia, nici statul nu are vreun beneficiu. Deci asta mi s-a părut foarte interesant. E la pagina... Spre final. E spre final, da. La penultima pagină, vedeți. Stânga sus. Am și o întrebare. Orice călător este transport național pentru cel care o face. Bănuiesc că atunci când ați fost pe urmele lui Brâncuș, ați descoperit sau redescoperit anumite părți spirituale, personale. Ce a murit și ce a înviat în dumneavoastră după această călătorie. E o întrebare foarte bună, mi s-a tot pus. E greu să sap așa în mine, să-mi dau seama. Încă e prea devreme, cred, să pot să trag o linie și să zic că s-a schimbat asta și asta și am ajuns de aici dincolo. Ce pot eu să constat este că am descoperit un
de a privi lucrurile, asta e clar, s-a întâmplat. Și înainte îmi plăcea să observ, adică aparatul e, să zic, mărturia acestui beteșug sau chiar uneori obositor, că trebuie tot timpul să faci poze, te oprești și așa. Și pentru cei din jurul meu poate fi deranjant, dar hai să zic așa, eu personal sunt mult mai repezit de fel. Acum descoper cumva prin personajul ăsta o formă de a comunica, nu de a vorbi sau ceva, deci o formă de a o formă diferită de a mă raporta la ceilalți. Ca să dau totuși un răspuns la întrebarea ta, am descoperit într-un fel răbdare cu oameni cu care nu aveam înainte răbdare sau cu... E clar cumva din demersul ăsta, mi se prate. Din... Și de ce simți nevoia să te duci din nou? Se găsească mare la liberal. Chiar nu simt nevoia. Eu am deja un alt proiect în cap și nu e despre Brâncuș. Am și trei despre Brâncuș. Și sincer, m-aș apucat de asta care nu e. Într-un fel m-a epuizat experiența asta, mai mult nervos decât fiziologic sau așa. Mi-ar plăcea să fac altceva o perioadă, deși s-au deschis multe uși. Adică vorbeam cu ambasadorul Elveției, undeva chiar pe drum, am tot tras niște gloanțe din astea către autorități, nu mi-a răspuns nimeni și într-un final am avut o discuție cu acest om și că i-am spus, tot vrea să-mi dea bani. Zicea, noi avem niște fonduri pe cultură și nu știu ce, și am vorbit o oră cu el și explicam ce caut și îmi tot spunea, dar dacă depuneți un proiect, noi finanțăm, zic, domne, nu mă interesează banii. Adică, paradoxal, pentru un proiect cultural, că proiecte culturale tot timpul caută bani, eu nu vreau să-mi iau tema asta de responsabilitate, să iau niște bani de la un sponsor sau de la cineva și după aceea să am obligația să merg pe ceea ce am promis sau ceea ce... Pentru că subiectele de tip normal, eu am făcut o lucrare documentară și o lucrare sau un film sau orice fel de lucrare în genul ăsta documentar, într-un fel trebuie să o lași să se... Adică să o lași să se exprime, să ai niște teme sau niște teze la plecarea de acasă, dar e bine să nu te duci către tezele alea, să lași subiectul să vorbească și să-ți spună ceva. Și din punctul ăsta de vedere nu mi-am dorit finanțare, tot încercam să-i spun unde doresc trei chestii. Unu, acces la toate arhivele pe care puteți să mi le puneți la dispoziție, în mod special la... să zic așa, în zona Basel, unde există mărturii că Brâncuș era să moară, salvat de niște... Călugărițe, se spune, da, călugărițe. Am căutat Basel 3 zile și n-am reușit să... Pentru că i-au secularizat foarte mult din asta și majoritatea bisericilor care la vremea respectivă aveau cămin spital, adică genul ăsta de facilitate în care să vină cineva cu pneumonie luat de pe câmp și să fie reînviat, una e muzeu, alta e, aparține unui magnat care a făcut acolo nu știu ce și există un candidat. Dar eu le spuneam acestei persoane, domnule, nu vreau bani, vreau să mă puneți în legătură cu niște scholars din... Deci din Elveția, oameni serioși care să începem să căutăm pe urmele lui Brâncuș și să descoperim măcar acolo, într-un registru, a fost internat azi pe 14, nu știu ce, sau la poliție, a fost arestat. La vremea respectivă, apropo de drumul lui Constantin, el era aproape infracțiune, într-un fel. La vremea respectivă, în câteva țări din Europa, încă mai exista infracțiunea de vagabondaj. Și deci e foarte posibil să găsim niște urme ale trecerii lui Brâncuș prin Europa asta, chiar și la poliție.
dorm sub pod, lângă München, până îți dai seama de unde să o apuci, poate să te aresteze cineva și sigur a făcut o mențiune acolo. Deci, într-un fel, asta ar fi o temă de lucru, dar cred că aș lua o pauză. Aș lucra puțin la ceva și după aceea m-aș întoarce la subiectul ăsta, pentru că, într-un fel, m-am și liniștit. Adică mi-am dat seama că nu asta era, de fapt, să zic așa, motivul plecării mele de acasă, să descoper lucruri. Așa mi-am spus eu. Asta a fost raționalizarea mea.